salutare tuturor și bun venit la un nou vlog. În vlogul anterior v-am întrebat eu pe voi să-mi sugerați o mașină la car vlog și uite că mi-ați sugerat un Volkswagen GTI și eu mă cunoșteam cu proprietarul și am zis că să vă prezint mașina. Salut, Raul! Salut! Spune-ne despre ce mașină este vorba. Păi este un Golf 5 din 2006, GTI, de fabrică, 200 de cai la bază, cu mici modificări. Da. Mașina momentan are un soft la ABB în Germania, un downpipe de 76 din 8, ceva bobine roșii, schimburile normale, o suspensie KV reglabilă și un CD-R. Este o mașină GTI de fabrică. Da, este un GTI de fabrică. Nu are doar pachet cum cred majoritatea. Mulți... Nu, mașina este GTI de fabrică, pachet în aer, interior, scaune, plafon negru, motor 2.0 de PSI, tot ce trebuie. Raul, spune, ce te-a determinat pe tine să treci de la marca BMW? Știu că tu ai avut un BMW 4.6 care arăta foarte bine și era puternic și ai trecut la Volkswagen GTI, direct GTI, Golf 5. Păi, în primul rând, am vrut o mașină turbo-benzină. Da? Într-adevăr, primele opțiuni au fost 335i, care depășea bugetul, așa că trebuie să mă uit după o mașină benzină turbo mai ieftină. Am ales GTI, deși voiam măcar să fie ceva tracțiune 4x4, dar m-am mulțumit cu tracțiune 4x4, sunt destul de mulțumit de ea, nu mă așteptam. Există Volkswagen Golf 5 GTI 4Motion? Nu. Din păcate, GTI nu s-a făcut 4Motion, sunt pe alte Golfuri, 2.0 TDI 4Motion, chiar și 2.0 benzină, PSI fără turbo. Este 4Motion, Fiat 3D, atât. Dar ce știam eu, Volkswagen Golf 5 erau decât în două uși, al tău e în patru uși. Da. E o ediție limitată, ceva? Sau... S-au făcut Golf 5 GTI și în patru uși, într-adevăr mai puține modele, majoritatea sunt în două uși, asta a fost ideea. Pe parcurs probabil s-au revenit că aici fac puțin în patru uși. Da. Nu aș fi vrut să iau în două, nu sunt adeptul cupeurilor în general. Și prefer să fie și o mașină practică, nu doar. Deși practic a fost T46-le pe care l-ai avut, era... Combi, da. Într-adevăr, mașina aia a fost practică, pentru perioada respectivă mi-a satisfăcut nevoile. Uh-huh. Era diesel, n-am mai vrut diesel, tocmai de aceea am ales schimbarea, poate că nu schimba mașina. Spune-mi despre consumul mașinii, deși are o putere foarte mare, mă gândesc că și consumul este ceva mai mare. Da și nu, depinde. Dacă mergi frumos pe ea, mașina se poate undeva la 7 și ceva la drum, 10 și ceva în oraș. Da. Când mergi cu ea mai cum sportiv trebuie, mașina consumă și 20 în oraș, după cum ai venit. Da, se observă. Și în exterior undeva la 10. Depinde cum mergi pe ea în mare parte. Mie nu mi se pare foarte mare pentru ce oferă. Producătorul cât îți dă de fabrică că e 0-100? Din ce știu, pentru varianta DSG, cum am și eu, 6,9 secunde până la 100. Și acum modificată? I-ai făcut cumva un 0-100? Am cronometrat un 0-100 înainte să-i fac evacuarea și mașina stătea 5,8. Este de bine. Acum poți să fiți scăzut puțin, deși a apărut și aderența lipsă. Mai greu să găsești o mașină să arate atât de bine ca și a ta, mai ales un Volkswagen Golf 5 care, din ce am văzut eu, majoritatea au rugină pe alocuri. A ta arată chiar impecabil. Într-adevăr, am căutat ceva după ea. Este luată din Germania? Din Germania a fost luată. Mașina a venit cu softul deja pus în Germania la ABT. Uh-huh. Am luat-o tocmai pentru că eu mașina am preținut, am vrut neapărat DSG, deci m-am uitat după DSG. Cutia șmecheră care pare da. Rapoarte foarte scurte.
Este o cutie care se umplu mult mai repede decât orice manuală, mult mai repede decât orice cutie convertidor și pune și puterea jos la rost foarte bine. Foarte tare, foarte tare. Ca și dotări văd 4 geamuri electrice, văd un volan foarte interesant și padele. Da, volanul este de GTI original, da? Așa vine pe și jos. Padelele sunt pentru că cutia este DSG, mașina are dotări, are cum este volan, trapă, piele, scaun electrice. Da, există modelul ăsta de cutie DSG care să nu aibă padele la volan? Din câte știu eu, cel puțin pe GTI. Absolut toate. Tot ce vine pe GTI vine cu padele. Padele, da, absolut, da. Ai avut ceva probleme până acum legate de acest motor? Nu, motorul a fost întreținut din câte am putut să-mi dau seama până acum. I-am testat compresia, în momentul în care eu am luat mașina, au venit schimburile de ulei aferente, toate filtrele, bujii, bobine, absolut tot ce ține de aprindere a fost schimbat. A urmat apoi evacuarea, deci cel puțin din punct de vedere al întreținerii mașina a fost foarte ok și în continuare este. Da, majoritatea și a mașinii pe benzină pentru că nu au probleme, sunt motoare mult mai fiabile decât cele pe motorină. Sunt motoare mai fiabile, dar la fel ca și cele pe motorină trebuie întreținute la timp. De exemplu, la genul ăsta de motor este recomandat ca ulei să fie schimbat la undeva la 7000 de km. Da? Da. Asta nu știu, nu știu. Ceva nou pentru mine și mai ales am văzut după un anumit număr de kilometri cele pe benzină consumă ulei. Da, asta e altă problemă a motoarelor astora. Da? După un anumit număr de kilometri, faptul că mașina merge destul de mult în trații, începe să mănânce puțin ulei. Acum e completat cu ulei sau ai avut sau încă nu ai ceva? Mașina acum are 214.000 de kilometri. A mers și în condiții mai agresive. Când mergi frumos pe ea, nu mănâncă ulei. Dacă mergi pe ea agresiv, trebuie verificat ulei mai des. Am înțeles. Suspensia, spune tu că este ceva de fabrică, reglabilă? Nu, sau este un KV aftermarket pus. Da? Un KV inoxline, reglabil, pe înălțime și duritate. Momentan, acum mașina este coborâtă jos, cât se poate de jos, mai jos de se poate. Destul de bine, destul de bine și acest design pe care l-ai tu acum pe mașină este tot ce trebuie, îți umplu acel spațiu între aripă și cauciuc, vin foarte, foarte, foarte bine. Ziceai tu că sunt RH? Sunt RHPD1. Făcute custom, da? Pentru mașină. Buzele pe față au fost schimbate, miezul a fost prins în spate, nu între oală și buză. Da. Sunt făcute FIDE 18, special pentru mașină, să pică la fix la aripi. După cum se vede, chiar pică la fix. Sunt foarte frumoase, dar... Greu de întreținut. Foarte greu de întreținut. Trebuie polișate mereu, trebuie spălate mereu, cauciucurile sunt foarte înguste, trebuie avut grijă la parcări, da. Și gropi și tot felul de chestii. Și nu poți să mergi cu mașina la potențialul ei maxim cu roțile tale. Da. Și întreba eu dacă ai recomanda-o pentru un începător, dar nu știu dacă ar fi întrebarea potrivită. Nu cred că aș recomanda-o pentru un începător, adică... La 18 ani știu eu cum am fost, ești mai teribilist și nu cred că e o mașină potrivită din punctul de vedere pentru că are o putere mai mare decât ai nevoie, chiar și în oraș și în afara orașului. Da. Și e o mașină destul de periculoasă. Raul, spune-mi, te rog, o mașină bună, exact ca și a ta, la ce preț ajunge? Sau mai exact, cât ai dat pe mașină când ai luat-o acum câteva luni? Un exemplar în stare bună și cu ceva dotări, cum am căutat și eu, se învârte undeva la peste 6.500 de euro. Deși primele modele
cu motorul nerevizuit, pentru că mașina are două coduri motor. Da. Și în 20 sunt mai ieftine. Dar contează foarte mult cum a fost întrețință mașina, kilometrii, cât operare, sunt de chestiile astea care se trebuie. Cât ai dat tu? 6.000? 6.400. 6.400. Deci o mașină bună. Bună. Costă. Corect. Nu te aștepta să iei la 3.500, 3.500 GTI pur, care să nu aibă absolut nicio problemă și să zici, domnule, mi-am luat Volkswagen Golf 5 GTI care nu are nicio problemă la 3.500, nu există așa ceva. Nu există. Eu și mașina asta pe care am luat-o la prețul respectiv, am băgat deja peste 1.000 de euro în ea, doar în întreținere. Și nici de modificări. Aici nu vorbesc de jante. Da. Doar strict putere. Strict putere, mașina în plus putere nu a primit decât o evacuare, în rest totul a fost consumabile, ulei, filtre, bobine, ulei în cutie, chestii de genul. Exact. Este o mașină de zi cu zi la tine, nu? Da. Mașină de zi. Mașina de zi cu zi o am de, cred, aproape 2 luni, timp în care am făcut 5.500 de km. Nu, ai făcut ceva. Pentru o mașină cu benzină care da. Nu consumă tocmai foarte puțin, că ai cam plimbat cu ea. Da, într-adevăr, am făcut și ceva de în afară, dar da, este o mașină de zi cu zi, merg oriunde să fac treaba cu ea, nu este parcă atunci. Pe viitor te gândiți și la altceva? Alte modificări, să zic așa? Da, următoarea modificare va fi tipul de adiție. Deci tot pe putere vei merge. Da, tot pe putere. Asta este următorul pas, este comandat, urmează să ajungă în 2 săptămâni. Pe lângă asta, momentan, nu știu dacă vor mai urma alte modificări, dar pe viitor, da, voi trece la injectoare de spray, turbine de spray și ce alte modificări ca să pot să trec de peste filtrele ca astea. Da, înțeles. Te-ai gândit pe parte de aspect să treci la altceva, la perne, de aer, gen să o modifici sau nu? Nu sunt adeptul pernelor, pe parte de aspect mașina probabil va primi bara spate de R30. În rest, aceea cu evacuări pe... Nu cea de R32, cea de R30, seamănă doar că evacuarea va rămâne cum este originală pe partea stângă. În rest, suspensia va rămâne aceeași, nu vor urma alte modificări ca aspect majore. Eventual, mașina va primi poate un polish la un atunci. Oricum, în momentul de față, ori a fost polișat, ori nu mi-ai explic. Arată foarte, foarte bine culoarea pe ea. Chiar arată bine, dar mai are mici figurături pici acolo. Este culoare originală sau? Da. Culoare originală. Vreau, spune-mi, cam cât timp ai vrea tu să ții această mașină, deși nu ai luat-o de foarte mult timp, mă gândesc că totuși vrei să o ții o perioadă. M-am gândit să o țin măcar 2 ani de zile, pentru că am prins drag de ea, să zic. Nu mă așteptam să fac așa mult, dar chiar aș vrea să țin și după aceea eventual să rămână în familie. Dar după această mașină, la ce model te-ai gândit să treci? Tot pe gama VAG sau? După această mașină, posibil să rămân tot pe gama VAG. Nu pot să zic, pentru că se pot schimba lucrurile până atunci. Da. Dar... Și totuși să fie o surpriză oarecum, știi? Da, într-un fel. Dar probabil că următoarea mașină va fi ceva Audi TT RS. Posibil. Bun, tu am văzut că te ocupi cu ceva codări la motor. Da, mă ocup cu ceva diagnoze și codări la BMW-uri. Am rămas fan, să zic. BMW? Da, de când am avut prima dată am vrut să învăț, pentru că toată ziua eram să merg la cineva să-mi fac o diagnoză, să-mi activeze ceva cu mașină, așa că mi-am luat scurile mele și am început să învăț să codez singur. Am înțeles. Deci dacă voi aveți ceva în plan legat de BMW-ul, vi-l recomand pe Raul. Veniți la el să vă codeze, să vă facă mici ajustări pe partea electronică. Poate chiar și un soft. Raul, îți mulțumesc frumos că ne-ai prezentat mașina. Cum am zis, este o mașină deosebită și
Dacă v-a plăcut acest episod, dați și voi like, subscribe, intrați și căutați pe Raul, pe Instagram, aveți Instagramul său în descriere. Dacă aveți întrebări legate atât de golf, atât de golf, cât și de BMW, și dacă vreți să vă codați mașinile, să faceți mici modificări, intrați pe și întrebați. Așa că dați like, subscribe, share la acest clip neapărat și ne vedem pe data viitoare într-un nou car review cu o altă mașină la fel de deosebită ca și a lui Raul. Vă salutăm! Mamă, nebunii răciurile ăștia, să mor!